Să vedem ce zici. Bă, Veri, mi-amintește de mine, bă. Bă, dar nu vine să cred că plânge, frate. Sacalilor, ce faceți? Deci fiți atenți de aici, m-am gândit. M-am gândit să fac un videoclip în care donez streamerilor mici. Și când zic mici, mă refer foarte mici. Și am zis să mă prefac așa, știi, să n-apar cu numele nici, să nu-și dea seama, știi, să fiu și eu așa un om random care apare la ei. O să vedeți că este foarte amuzant și totodată este și emoționant, da? Adică pentru mine chiar a fost emoționant. Să nu o lungesc prea tare, nu uitați să lăsați un like, să facem 20.000 și să vă abonați. Puteți să vă abonați dacă vreți să mai facem genul ăsta de videoclipuri. O avem aici pe Kenona, care are 6 persoane pe live, ok, bun. Aș vrea să-i scriu și eu un comentariu, dar ia uite, în mod exclusiv pentru abonați, ia dă să mă abonez. Pot să-i scriu acum? Nu pot? După un minut. Ia, ce faci? Că fac schimbări majore. Bă, dar uite că a avut un gol. Hrană pentru Camila Nadia. Ia să văd dacă apare username, cum să mă chemi? Mihăiță. E greu cu căldura asta de afară. De afară, off. Hai să vedem pe ei. Începem cu donații mai mici, așa, știi, ca să hop, hăță. Sper să apară donația. Ia să vedem. La mine n-apar și am 1.700.000, veri, nu știu ce fac. Și mâna mea așa lui Marcelo merge. Ha, ha, ha. Ia! Oh my god, mulțumesc, Mihăiță, pentru 1 euro. E greu cu căldura asta de afară. Ia, acum mai băgăm 5 boabe. Cum se tot Mihăiță, Mihăiță. Hai să vedem, Mihăiță. Bă, nu vreau să știi, veri, nu vreau să știi. Ce joc e ăla? Eu nu l-am văzut niciodată. Ia, 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 hai să vedem. Să vedem ce zici, să vedem ce zici. Mersi. Ce joc? Jocul ăsta e Supermarket Simulator. Ai un supermarket și începi de la o casă de marcat și un raft cu câteva produse și încerci să-l evoluezi, să-l faci cât mai mare, să iei cât mai multe produse. Bă, ce frumos! Chiar mi-ai explicat! Da. Bă, Kenona este maxim de treabă, nu știu cine este, dar respect, uite, face asta, bă. Uite, are 4 persoane pe live, bă, Veri, mi-amintește de mine, bă. Îmi aduc aminte cu atâta plăcere, Veri, când mă făceam live pe Hitbox, Veri, Hitbox, cred că sunteți prea mi să știți ce e ăla. Bă, Veri, mă uitam eu cu mine, frate, eram singurul meu, după care mi-a rugat 2 prieteni, prietenul meu Alex, cu Radu și cu Potoia, 3 prieteni, frate, stăteau și se uitau. Și l-am dat, mi-a făcut o surpriză, atunci dacă îți deschideai mai multe taburi, ți se punea ca mulți vizualizatori de tab. Și și-au deschis oamenii mei 50 de taburi și am avut deodată 100 de persoane și eu am genul, bă, și m-am bucurat așa, eram așa fericit. Atunci calculatoarele fiind proaste, li s-a închis calculatorul și mi-a ieșit toți oamenii de pe live și nu mai avea niciunul. Și eram, bă, frate, de ce nu vă mai place? Hai că-i băgăm 10 boabe, creștem așa ușor. Tot Mihăiță, vrei să fim prieteni? Nu, 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 că poate sună, bă, poate înțelege femeia. Nu, 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 stai că sună, zice că s-a rap de la mine. Am dupe n-am, ești bă, da, come to Dubai. Ia, de cât timp faci YouTube? Aș vrea să fiu și eu ca tine. Hai să-i dăm. Hop, ia să vedem, hai să vedem. Hai cu plata, bun, 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 hai, let's go, let's go, let's go. Nu spui live, hai, hai să vedem. Hai să vedem ce zici. Stai să-l las așa. N-avem nevoie de împrumuturi la bancă, că aparent avem tot ceea ce ne trebuie. Mulțumesc pentru că încă o donație, Mihăiță. Mai YouTube propriu zis fac din 2018, de pe la început, okay. Doar că postam foarte rar și nu aveam n-aveam nici program de postat cum am acum. Și nici nu eram constantă, videoclipurile nu aveau o calitate foarte bună. Să zic că m-am apucat mai serios din mai 2021 și de atunci am fost noticed de YouTuber precum Tsuki, Pink, Teo 10, acolo. Bă, dar ce plouă. Hai și acum ai bag 50 de boabe. Sneak, frumos. Cine e acest Mihăiță? Hai să vedem, frumos. PayPal, 50 de boabe, Veri. Let's fucking go, nu mă interesează. Let's go, dar nu știu dacă am bani pe PayPal. Nu știu dacă merge să donez. Ia, verișorul, merge să donez. Hai să vedem. Îmi ia și de picar, trească pe mea. Let's go, dacă... Hai, poate motivează-mă, Veri, să țină de YouTube. Ia, ia, 50 de boabe, frumos. Hop, 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 hai să vedem, hai să vedem ce zice. Hai să vedem ce zice. Oh, mulțumesc, Sneak, pentru 50 de euro. Nu știu cine e Mihăiță, sincer. Dar e un donator veritabil, aparent.
Hai să zicem 23. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Mult noroc în continuare și să fii consecventă. Hop, ia să vedem, mi-a lăsat și un comentariu. Oare îmi citește? Hei. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Mult noroc în continuare și fii consecventă. Ah, mulțumesc foarte mult, Nic. Te pup! Chiar nu mă așteptam, gen, să... să mă vezi vreodată. Mare fană, de asemenea. Și Upi. Da, o să fiu consecventă cum am fost până acum și content cât mai bun în continuare. Bravo! Asta doresc să le ofer tuturor. Bravo, bravo, felicitări, bravo, felicitări. Bă, mă bucur că am dat peste persoana asta. Așa, așa și trebuie, frate, în orice domeniu. Acum nu mă refer neapărat la streaming. Bă, orice, frate, nu YouTube. În orice faci, frate, trebuie să te ții. E greu la început, e foarte greu. În orice domeniu, și în al învățăturii, și al sportului. Bă, Dumnezeu nu vădă poate, nu vădă mâine. Dar peste câțiva ani tot vădă. Pentru că Dumnezeu întârzi, dar nu uită. Este o vorbă foarte frumoasă care m-a ajutat pe parcursul drumului. Așa? Că dacă Dumnezeu te vede că ești consecvent și muncitor, Dumnezeu să-ți dea, aveți încredere. În orice domeniu vreți să activați voi. Îl avem aici pe The Real Andy, Andy oficial. Ia să-i dau și eu un subscribe și un like. Uite, are 3 persoane, frate. 3 persoane, ești nebun la cap. Și uite, bă, cât se ține, foarte frumos. Ia să dau ăsta, să văd dacă-i merdonațile, câte stăm. Ia să vedem, începem cu o boabă frumos. O să mă chemi ciorbă de data asta, ciorbă. Îi zic salut. Ia să-i dăm frumos. Ia să vedem dacă o plecat. Hai să ne întoarcem, unde ești, unde ești, unde ești, unde ești, unde ești. Ia. Hai să vedem, ia apare. Andy. Bă, dar vezi că are microfon tare. Ia ce l-am spărit. Veri ce sunet e la adonații, trească familia mea. Ia, ciorbă din nou. Îi mai dăm unul. Mamă, Vere, ce sunet e ăsta. Ia, ia. Hop, și-a plecat donația. Ia să vezi că mai țăpă o dată iară. Ia. Ia. Unde? Bă, Vere, dar joacă ăsta l-a dat tare rău de tot. Ia să-i zic să dea o leacă mai încet sunetul jocului. Asta este de apreciat, frate. Că, uite, se țin, frate, oamenii. Mă bucur foarte mult să văd chestia asta. Și mai mult, mă bucur că nu-s de alea mai muțărele la proaste pe tita. Știi cum se fac acum? Unde oamenii, ca să prindă succesul ăla, că asta e în zilele noastre, trebuie să te mai muțărești, să țin, să faci ca toate ligioanele, să te arunci în cap, să de alea. Bă, nu, frate, mă bucur că, uite, un om face un, se joacă un joc, vorbește frumos, vorbește cu cetul, nu trebuie să țipi, nu trebuie să zică tap-tap, nu zice ai donați-mi. Bă, este de apreciat. Ciorbă, poți să dai, te rog, mai încet, că mă doare capul. Ia să vedem, veri că o pleca donația, hop. Mă, dar râde și el, vezi. Eu nu pot să nici donață, nu pot să știu, că durează prea puțin, nu știu de ce, mă. Că durează prea puțin. Lasă că știu ce-i zic data viitoare. Nu știu ce să cer. Lasă că mă uit imediat. Ei, lasă că te fac eu stiuiță acum, trească familia ta. Hai, veli, 50 de bețe, dacă nici la asta nu se uită. Ia să vedem. Ciorbă. Sper că asta o să dureze mai mult. Hai, bă, veri, trească familia mea. A, au plecat donația? Asta e că le citește. Ah, nu le-am văzut. Da, mai ce? Ce vrei să dau mai ce? Zi. Ia, acum. Ciorba donată 50 de euro. Sper ca asta o să dureze mai mult. Asta, bă, că o durat, veri, trească familia mea, dacă nu. O oprit-o meu jocul, bă. O oprit jocul. O să crei, bă, n-ai cum, bă. Ai, nu poți să crei, bă. Bă, Andrei, prea de treabă, frate. Este tare rău de tot. O să vă las canalul oricum la toți în descriere și ajutați cu un subscribe. Că e greu la început. Și merită. Bă, băiat bun, frate. Bă, frate, nu cred că plângi, bă. Viața mea te pup, bă. Nu știu ce să spun. Chiar nu știu cum să reacționez. Spui dacă vrei. E 50 de euro dacă vrei să știi. Că prin euro pusă donații închis. Știu eu, bă. Mamă, veri, da. Sărac, a început să plâng. Bă, da. Nu-mi vine să cred, bă. Nu m-așteptam așa, viața mea, deci. Niciodată nu m-aștepta să primesc mai mult de 5 euro din tău YouTube-ul, să fiu sincer. Și eu mă chinui efectiv, e fiată, mă chinui, bă, să fac vizualizări la videoclipuri, să, stai că dau cu ăsta pe jos pe aici. Mă chinui, fac un videoclipuri în fiecare dată, bă. Este foarte emoționant, frate. Ciorbă, viața mea. Cât mai are nevoie să completezi golul? 100 minus 62, cât face? 100...
minus 62. Scuzați-mă, dar chiar nu știu. Eu fac YouTube, nu fac mate. Hai, 38. Ok, bun. Să-l ajutăm să-și completeze golul verii. Cât am zis? 38, da? Mai are nevoie? Bun, 38. Vreau să îi dai moderator lusnic încet. Pls. Au, cum n-am băgat, mă? 38. Ce, nu merge? Nu merge? Ia să vedem. Așa, hai să vedem ce zice acum. Ia, veri, stai că... Ia, hai că o plecat. O plecat. O plecat. Dă și mie... Mod, moderator, ia să văd. Cum vrei tu, cu părerea ta, dacă cum vrei, nu te oblig sau nu, faci cum vrei, decizia ta. Hai mă, nu mers. Bă, dar și emoționat îți. Asta e că eu nu eram live aici, ia. Acum, acum sunt live. No, îți dau, fii antena, uite-te, bă, hai să vezi. Dă și mie mod. Să are cum să pensezi, personalizați, uite-te în viața. O intrat-o meu să explici lui ciorbă, bă. Hai, dă. Deci... Sneak, care bă sneak pe antenă? Dacă te să-mi scrii în păcea dacă vrei. Yeah. Nu cred, bă! Nu cred! Bă, dă mod, mă! Cum ați dat? Nu, tu chiar am uzi, dau, fii atent. Hai, am uzi, dă-mi! Uite, sync direct! Sync direct! Scrii și eu dacă... Bă, apăream pe prima pagină, ce ai? Uite că e abonat la mine! Șefule, mulțumesc că ești abonat la mine! Te pup! Bă, nu crezi, bă, mi se plângă. Ia, bă, m-am abonat și eu la tine. Bă, așa, bă, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos să ne abonăm la Andy, frate. Vreau să ne abonăm la fiecare om pe care îl bag în clipul ăsta. Să ne abonăm la el, mă, frate. Bă, veri, sunt eu și cu el, bă. Bă, eu persoană, bă. Bă, sunt doar eu cu el, frate. Bă, nu se poate așa ceva, bă, fraților. Haideți, vă rog, o leacă să merită, frate, băiatul ăsta. Frate, este un tip muncitor și un tip modest. Bă, dar nu vine să cred că plânge, frate. Bă, scurt, mi-ai îndeplinit un vis. Bă, bravo, bă, frate. Deci m-am emoționat. Deci nu mai pot, ești prost. Deci mă văd pe mine, fraților. Deci mă văd pe mine, pe cuvântul meu. Ia, cele mai vechi. Și asta numai pe canalul meu, mă, frate. Deci pe canalul meu. A, uite, s-a explodat după. Făceam live stream, link în descriere. Salutare, lume. Numele este Nic și dacă vreți să vedeți videoclip, înseamnă că sunt fan de video pe YouTube. Apăsați pe linkul din descriere care vă va duce la Hitbox și acolo ne vom distra, vom râde, vom vorbi și ne... Ia, mai e, nu mai există, frate, nu mai există. Ia! Super live! Am fost singurul care s-a uitat. Bă, vă zic sincer, uite, acum 9 ani, vă zic, vă jur că aveam, nu era nimeni. Bă, nu era nimeni, mă, frate, ireal, ireal, bă, frate, ireal cum să... Bă, v-am zis, mă văd exact pe mine, frate. Se străduiește din greu. Bă, să știți că vine, bă, și timpul vostru, vine timpul tuturor. Să știi că lucrurile vin atunci când ești pregătit, știi? Și eu m-am întrebat de multe ori și acum mă mai întreb: Doamne, de ce nu am chestia? Doamne, de ce? Și după ce conștientizez, zic: Doamne, așa vrei tu, de fapt. Dumnezeu nu-ți dă când nu ești pregătit, înțelegi? Bă, mă așteptam să râd în videoclipul ăsta, bă, dar devenim așa emoționați, bă. Am găsit-o pe Gabriela, are 6 oameni pe live. Ia să-i dau și eu un like. Am zis că mă abonez la toți și le dau câte un like. Ca să-i susțin, bă. Oricum, fată, veri să joace FIFA. Eu n-am mai văzut. Bă, veri, nu joc eu ca băiat. Nu joc eu ca băiat. Și joacă ea FIFA. Ia să vedem, fratele meu, ce se întâmplă aici. Mă uit ca prostul, că nu știu ce înseamnă. Bă, apreciez, bă, uite, live de 5 ori, veri. De 5 ori live. Trească familia mea, nu pot să mă joc 5 ori. Ia să văd unde este. Cum, n-are ideea de donații? Ba da, donații. Începem și noi cu 5 bobiți. Cum se mă cheme, cum se mă cheme. I love Ronaldo. I love Ronaldo mă cheamă. Wow, joci FIFA și ești fată? Ia să vedem, să accept acum plata. Băi, le plătește taxele, da? Să nu zic Andreea Bostănică că nu le plătesc taxele mele, că le plătesc taxele la toți, inclusiv la alții, nu doar mie. A, și-o mutat webcam, what the fuck? Dacă vreau zise fiară de dovadă de o apăr. Ia! Poate, mersi de donații. Băi, apreciez foarte mult. Dar uite că m-am luat gol din cauza ta. Dacă mă întoarce asta în 5 minute. Am zis. Auzi, scrii și tu ceva pe ceasul. Când mă gândesc că nu te cheamă I love Ronaldo. I love Messi. Eu cred că te tragi donația. Apreciez foarte mult. Sunt fată, joc FIFA. Băi, ziceți în comentarii Messi sau Ronaldo. English or Spanish. Baby, you got something in your nose. Păi hai să-i mai bag, mă, veri, trebuie să-i schimbăm o leacă percepția. 10 beții. I love Ronaldo. Bă, dar de unde știa că nu mă cheamă I love Ronaldo? Eu sunt un verișor de al lui Ronaldo. Sui. Ia să vedem, mai pleacă o donație. Bă, dar apreciez, bă, uite, să țin oamenii, frate. 6 persoane, bă, de 5 ori, bravo. Bă, dar nu se întâmplă la toată lumea. Ia. Eu sunt un verișor de al lui Ronaldo.
Ronaldo. Mersi, bă, nene, nu mai dona. Mersi mult de donații, dar vreau să știu cine ești pe chat. Ce drăguț. Mersi mult de donații, apreciez. Dar bă, nu mai donați, frate, că știți că mie nu-mi plac donațiile. Bă, dar uite ce frumos, frate, că vezi, bă, alții zic pe TikTok, tap, tap, donați, donați. Și uite la alții, frate. Bă, este corect să promovăm oameni de ăștia și să-i scoatem pe aia care-s niște lingăi pe scurt. Hai bă, să-i dăm 50 de boabe, frate, ca să fie treaba treabă. I love Ronaldo. Îmi faci și mie o promovare dacă scriu încet? Stai, încet? Hai că acum avem boabele, hai să vedem ce zici. Dacă ne faci o promovare, bine. Ești nebun. Frate, nu mă dona, de serios, deci opresc mașina în acest moment. No! No, chide! Eu nu fac un vărăm la mână și nu am putut singur la trei oameni și vreau să scrie în chat, te rog frumos. Deci opresc donația în momentul ăsta. Nu, bă! Frate, ți-am zis, nu mă dona și ne bua cap. Bă, ce frumos, da, frate. Te cert pentru asta, te cert efectiv. Apreciez, dar te cert, pentru că nu știi că mie îmi fac donațiile astea atât de nebune, serios. Bă, Gabriela, nu mă certa, mă! Mem! Zic, deci frate, nu. Îi scrie picioarul ăla, omul meu vorbește prin donații. Mai vorbește prin donații. Ce frumos, bă. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Ești nebuznic. Ce promovare să-ți fac, frate, la abonații mei. Ești Yes, the best reaction. Adică cineva, frate, că nu se putea prea nene. Era aici pe donații, eram, bă, da. Pentru că oamenii mei știu umor. Yeah, apreciez mult. Oamenii mei știu că mie nu-mi plac donațiile atât de mari. Bă, sunt deci șocat. Apreciez super. Mamă, ce frumoasă să-i fac toată la trei abonați a mei pe chat. Bă, orice nebuna, abonat cum ai dat de mine? Ajută. Eu m-am ești prost, da. Abonat la tână. Băi, de să dau mod, măcar că mulțumesc! Mulțumesc de mod! Ia să-i zic aici. Băi, te pup! Ies de acum, felicitări pentru... Stai că-s prost, pentru tot ce faci. Și te rog eu frumos să te ții în continuare. Chiar dacă o să mai ai și zile proaste. Cele mai frumoase lucruri vin atunci când nu te aștepți. Depți și mai ales, nu mai pot. I-am dat enter. Gata. Îi las așa și am plecat. Eu sunt așa, știi, călătoarea timpului. Bam bam, să plec. Ui, gaz Nikon Gabriela să live. Nu mă țin că iau o pauză după anul ăsta, chiar dacă o să mai ai și zile proaste. Băi! Du-te! Băi, bravo. E cea mai bună veste de 2 ani de zile de când exist eu. Nu, stai. Băi. De 2. De 2 ani de când ești YouTube. Nu, de un an, de un an de zile de când fac YouTube pe canalul ăsta. E cea mai bună veste, frate, cea mai bună. Că e un om și care, bă, a intrat pe chat la modul și-o vorbit aici cu mine, e ceva ireal. Deci ceva de la cine pui mei să gândești la asta. Băi, da, sincer, deci mi-a făcut ziua mai frumoasă. Mă jur, nici eu n-am avut o zi excelentă azi, da? Pentru că am meditat până la 6 dimineața, sunt mort, știi? Bă, dar mi-a dat toată energia. Mă jur că acum am energie. Vă dați seama că eu îi caut așa, știi? Adică, uite, caut pe aici și văd cine face live, știi? Și mai intru la deștia care au persoane puține, știi? Nu știu la ce intru random. Cam ăsta a fost clipul. Eu am zis să filmez chestiile astea separat pentru că secvențele pe care le-ați văzut au fost filmate pe decursul a mai multe zile. Pentru că au fost, bă, nu-i ușor să-i găsești pe cei mai mici, da? Adică e greu și să-i cauți, bă, dar aminti țăraci oameni care bagă acolo puternic. Niște reacții foarte frumoase dacă mă întrebați pe mine. Cred că am zis de 100.000 de ori că o să le las acolo canal în descriere să vă abonați și la ei. Și acum, pe lângă partea amuzantă, aș vrea să vă zic și încă o chestie care se aplică așa în toate domeniile și în toate viețile, da? Și în a mea, și în a ta, și în a oricui. Cred că am mai vorbit acolo prin clip, dar v-am zis, am avut și eu un om pe stream, am avut 0 oameni, mulți ani la rând. Dar nu știi când vine. Așa că în orice domeniu sunteți sau în orice domeniu în care vreți voi să activați, băi fraților, băgați acolo. Lucrurile care trebuie să vină la tine vin când ești cu adevărat pregătit. Așa că dacă poate îți doreai tu o chestie să o primești după 3 săptămâni, o să o primești după 3 ani sau după 7 ani, pentru că atunci ai fost pregătit. Asta ca să nu vă demoralizați când nu vă iese ceva. Și acum nu mă refer la YouTube sau la asta. Asta e, na, e o prostie că vorbesc acum când asta mă aflu. Dar în orice domeniu, sport, școală, științii, nu știu, orice vreți voi, să vă gândiți la asta. Vă mulțumesc că ați urmărit până aici. Ați făcut mai mulți oameni fericiți, nu doar una, adică nu doar pe mine, da? Și până data viitoare, eu ce să vă mai zic?
Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Pa, bă!